Bună seara, domnule Petrescu. Domnul Sabob spunea că CFR Cluj a fost mult prea bună în această seară. Într-adevăr, putem spune că a fost meciul perfect? Corect. Da, cred că a fost corect ce a spus. Ei au fost perfecți în meciul trecut. Trebuia să bată 4-5-0 pe Farul, care e pe primul loc. Astăzi am prins noi o zi mai bună și cred că 4-0 e un scor corect. Mai puteam marca multe ocazii, am avut și penalti ratat. Ei au avut doar o ocazie, dar într-un derby, când câștigi cu 4-0, ce pot să cer mai mult de la jucătorii mei? Nimic. Îi felicit și bravo lor. S-a văzut că am avut o săptămână în care am pregătit meciul. Avem 51 de meciuri jucate. Mi se pare extraordinar de mult. Înainte de play-off vor fi 62 cu cupa, cel puțin. Și n-a fost ușor pentru noi acest sezon. Dar e singura oară când chiar am avut o săptămână să pregătesc un meci. Și cred că s-a văzut din toate punctele de vedere, tactic, tehnic, fizic. Echipa arăta foarte bine. Într-adevăr, simțiți că ăsta a fost marele avantaj, că ați avut timp mai mult de pregătire? Ați văzut altfel la acest 100%. 100%. Niciodată n-am avut timp. Alte echipe se odihneau, se uitau la televizor cum jucăm noi și pe aia jucau cu noi. Iar noi stăteam pe avioane, pe trenuri, pe unde am fost noi peste tot. Nici nu mai știam de mine pe unde sunt. Au fost foarte, foarte multe meciuri în acest sezon și s-a văzut asta. Dar ținând cont că am jucat atâtea meciuri, să marcăm 54 de goluri, să fim cel mai bun atac în campionat, fără un golgheter veritabil, mi se pare un lucru extraordinar. Asta înseamnă că avem joc de echipă foarte bun. Toți jucătorii marchează în toate compartimentele, și din apărare, și la mijloc, și în atac. Poate cel mai bun exemplu că fotbalul se joacă în teren sau meciurile se câștigă în teren, nu în tribune, în sensul în care galeria Universității a fost mai sonoră astăzi, dar realitatea din teren a fost total diferită. Eu zic că fanii lui CFR au fost foarte bune astăzi, mi-a plăcut de ei, aș vrea să fie așa mereu, ne-au ajutat foarte mult. Eu i-am auzit numai pe cei de la CFR Cluj. Ce v-a determinat să faceți acel gest la final când ați arătat cele patru degete și ați numărat golurile? La cât sunt eu de înjurat, pot să fac și eu ceva, nu? Am liber. La cât mă primesc? Măcar patru degete să arăt. Da? Atât. Îmi permit și eu, că restul, dacă zic ceva, sunt certat, dacă fac ceva, sunt criticat. Și peste tot primesc, mă, peste tot. Și l-am întrebat și eu pe al patrulea arbitru. Bă, dar xenofobie, rasism, mai nimic aici? Că mă jură toți peste tot. N-avem, nu există în litru. Ok, nu există. Atunci măcar patru, am arătat la fanii mei. Mi-am arătat patru, să înțeleagă ce vor ei. Restul, n-are rost să mai vorbim. Dar măcar atât, m-am refulat și eu puțin. La cât de înjurat sunt în stadioane, la mine acasă aici. Nu, ăsta e stadionul unde sunt eu antrenor. Să fiu înjurat așa, mi se pare normal. Asta e. Așa trebuie întrebi meciul și la mine când mă înjură. Că și la Cristina Neagu s-a plâns. Păi eu sunt de 6 ani aici înjurat non-stop peste tot. Dacă eu m-aș fi plâns, ce-ar fi fost? Ce-mi fac mie toți? Mie tot stadionul, nu numai 30 spectatori cât s-a luat de ea. Asta este viața, asta e România, ce putem face? Mergem înainte. Normal. Să întrerupă și să oprească. N-au, cum, eu cine sunt? Eu sunt nimeni. Am scos românii în stradă eu. Asta am făcut. Ca jucător. Și ca antrenor am făcut rezultate. Și să mă înjure toată lumea așa, să-mi facă mereu. Ce e asta? Unde e respectul pentru o legendă? Unde? Zero. În România e zero. Asta este realitatea. Dacă vă place sau nu vă place. Vin la mine acasă și mă înjură tot stadionul. Ok. Și eu ce să fac? Să-mi fac din gură? Să zic și eu ceva măcar, nu? E normal, dar nu stai, doar nu ai mei. Se vorbesc de aia, de la cine erau, de unde erau. Când nu cânta galeria lui CFR, Doamne ferește. Ce era? N-am înțeles. Nu mai se rejuca, pierdeau ei cu 3-0, dar nu era normal să pierd. Mie îmi place să joace jocurile, meciurile pe teren. Dar măcar să dea o avertizare, atât. Băiatul ăsta e înjurat și a făcut istorie România. Toată lumea uită și ea care comentează la televizor. Ce am făcut pe România, l-au făcut ei. Eu am făcut, am scos lumea în stradă. Da? Și ca fotbalist și ca antrenor. Restul e istorie, e vrăjeală. Da? Da. De ce? Pentru că uitați ce s-a întâmplat. Nu, am zis să oprească puțin și să se rejoace, imediat. Să-i avertizeze doar atât măcar. Să le zică, băi, tace singur. Eu vreau meciurile să joace pe teren. Nu vreau să se oprească meciul, Doamne ferește. Dar vreau doar o avertizare. Dar știu că nu e posibil. Și merg înainte, că n-are cum să oprească pentru că strigă unii. Asta e. Sunteți prea rutina și știați că așa se va întâmpla. Ce să mai... Multă experiență ca să nu vă fie așteptat la așa. Păi și eu ce vrei să fac acum? Ți-am zis, am și eu un răspuns de dat. Asta. Ok. Revenind la meci, victoria echipei noastre nu poate fi contestată.
Ce vrei să fac eu? Ce vrei să fac eu acum? Ce întrebare e asta? Întreabă antrenorul. Întreabă-l pe Neluțu Sabău. Asta e întrebare pentru Neluțu Sabău. Dincolo de toate, s-a consemnat și un debut al unui jucător de 14 ani. Cine? Alexandru Bota, de la Ucluj. Numărul 2, care a intrat pe final. Chiar nu știu, sincer. Felicitări. E curajos, Ioan Ovidiu Sabău? E urez baftă. Normal, Sabău e un antrenor excelent, un om fantastic. E prietenul meu, orice ar fi. N-am ce să... Sigur va salva echipa de la Teodar. E un antrenor senzațional pentru Ucluj, asta e clar. Este victoria de care avea nevoie CFR și Dan Petrescu pentru a începe acest play-off cu moralul sus, chiar dacă bine, până la urmă la egalitate de puncte cu Farul, doar că se beneficiază de acea rotunjire. Eu aș fi preferat să intrăm în play-off cu punctele care le avem. Să rămână, să nu se taie niciun punct. Așa aș fi preferat 100%. Ăsta sunt eu. Și dacă aveam 10 minus, la fel ziceam. Eu prefer să mi se lase punctele. Deci, și golaverajul. Acum intrăm cu 32 și 0-0 golaveraj, 0-0 goluri, ce e? De ce în divizia B să face play-off și nu să ia punctele și aici am divizia, de ce să ia? Lasă să fie pe locul 2, să fie Farul, că merită, ei sunt un punct în față și vedem mai departe. Nu? Nu mi se pare corect să ia punctele. Dedicați cuiva în mod special rezultatul de astăzi? Pe fanilor, că și-au dorit foarte mult. Ei erau cei care își doreau foarte mult. E clar, ei le-am zis, eu pentru mine tratez orice meci la fel, dar ei, pentru ei mi-e special și cred că ei merită această victorie cel mai mult. Trei executanți diferiți de penalti, cum de n-a bătut deloc Cipri Deac și cum de-ați ales să schimbați? Ianga a dat gol, a schimbat Manea și după aia... Vă spun sincer, mie nu-mi place să mă bag prea mult la penaltiuri. Asta am făcut mereu, nu? Și nu prea mi-a ieșit. După aia la început a zis să bată Gianga și după aia Manea, știam că a bătut. Iar la ultimul am zis să bată tot Gianga. Dar Cipi a venit, i-a luat mingea și i-a dat-o lui Crăs. Și acum, nu poți să-i zici la Crăs, nu mai bate, vă dați seama. I-a luat moralul de tot, a bătut și a ratat, dar dacă nu bați penalti, n-ai cum să nu ratezi. Deci, e clar că în continuare, cred că Manea cu Gianga vor continua să, dacă vom mai avea penaltiuri, în play-off să bată ei. Începând de mâine, îl veți avea și pe brazilianul Jo în lot pentru ce va urma? Nu cred. Nu cred că va fi în lot. Vedem ce va fi în continuare. Sigur va fi Malița în lot, care a avut două etape. Însă e jucătorul CFR-ului Jo? Încă nu. Mai avem, mai așteptați puțin. Și mâine, poimine, vor fi zile decisive pentru să luăm o hotărâre cu toată lumea. Sper să luăm o hotărâre corectă. Am văzut pe Giovanni Becali aici. A venit cu oferte pentru CFR? Da, pentru mine. Unde? La Real Madrid. Nu-i rău. Chiar e prima oară când a venit, cred că la Cluj, Giovanni l-am văzut, nu venea să cred. Mi-a venit acum la mine în birou. Nu-ți dai seama, a fost agentul meu toată cariera de fotbalist. A fost și în China odată după mine. I-a zis să mai vină. Rezultatul spune că mi-a adus noroc. El, vă dați seama, vine la meciuri, se bucură, n-are stres. E agent, foarte bine, are viața lui. Dar mă reagă o relație cu el de prietenie de mulți ani. Ca antrenor, Dan Petrescu mai are nevoie de agent? Da, am glumit că m-a venit pentru mine. Eu n-am agent, n-a știut că nu. Eu, dacă rămân la CFR cât mai mult, nu trebuie agent. Mulțumim! Mersi! Mai am una. O curiozitate. Ții minte că la ultima sau penultima conferință de presă ne-a spus că Ermal Krasnic este în momentul de față cel mai bun jucător din Superliga. Sunt curios dacă ne puteți spune care este cel mai bun jucător român din Prima Liga României. Dacă... Petrilu. Petrila? Da. Cristi Manea? Și el. Da, Petrila mi-a venit primul.